reprezentanți de diferite activități, să așa și reprezentanților. Și vedea exemple băncilor, vedea exemple societăților de asigurări, care nu doar că nu au putut să-și lăsa toate să alimenteze, și salvate de la faliment cu bani de la statul american, deci cu bani de la contribuabil. De fapt, dacă ne gândim bine la modul în care economia americană este susținută de bani pe care îi investesc diverse state în obligațiuni americane, până la urmă ajungem la concluzia că și noi, contribuabil române, la acești pătări. Dar au ajuns la concluzia că, dacă sunt prea mari, atunci nu se poate dispune o suspendare, o dizolvare a corporației și nu se poate dispune o trimitere în pușcărie a celor care au conduc banca respectivă, este suficient pe oameni. De adevărat, avem în măsură de 2-3 miliarde de dolari. Uitați-vă ce se întâmplă, spre exemplu, acum cu Bank of America și băncile acestea își pot permite să plătească oameni de câteva miliarde de dolari. De ce? Pentru că după ce plătesc aceste dobânzi, aceste dobânzi se regăsesc în facturile pe care le plătim noi, în costurile pe care le plătim noi. Să vedeți că dacă aceste companii, cele 8 companii din domeniul energiei, vor fi obligate să plătească o amendă, o penalitate, acestea nu se vor regăsi tot în facturile noastre. De aceea, senatoarea respectivă spune că, iată, aceste corporații nu sunt prea mari ca să fie lăsate să facă.